profesional. Și atâta timp cât încă după 20 și ceva de ani după ce am trecut la democrație, încă mai facem diferența. Și eu vă spun, ăsta e sentimentul meu personal, că încă mai facem diferența între ce e al meu, e al meu și am grijă, și ce e al statului, e al tuturor, deci pot să bag mâna până în cot pentru că nu e responsabilitatea mea, câtă vreme încă mai trenează în societate mentalitatea aceasta, putem lua orice decizii la nivel guvernamental, pentru că ele nu o să-și facă efectul. Și aici mă gândesc de la atenția, între ghilimele, pe care o acordăm la ghișeu, la bani strecurați în buzunarul medicului, cu sau fără voia lui, și aici vorbesc de o atitudine, în primul rând, a noastră a fiecăruia, până la corupția din marile proiecte de infrastructură. Fiecare act de corupție de acest gen, mic sau mare, slăbește statul român și ne îndepărtează de o societate sănătoasă.